Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, o nouă ediție România te privește. Ducem discuția în zona asta social-istorică a modului în care a evoluat România de-a lungul unui centenar. Pentru că, iată, ne aflăm la începutul celui de-al doilea și, hai să spunem așa, vremurile sunt destul de controversate, măcar să învățăm din experiența trecutului pentru a ne proiecta un viitor așa, cât se poate de, nu știu, de predictibil. Invitatul meu de astăzi este profesorul Toader Nicoară, rectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Domnule profesor Nicoară, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și că ați revenit la România te privește. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie și cu mare plăcere. Vreau să aflu de la dumneavoastră și discuția va fi axată în această emisiune pe evoluția unui, hai să-i spunem, unei entități care, cel puțin la un moment dat, a fost extrem de vitală pentru România, așa cum s-a construit ea, satul românesc. Astăzi, două instituții publice ale României consacră anul 2019 satului românesc. Și vă provoc aici în ideea în care aș vrea să aflu de la dumneavoastră, de la un istoric, modul în care această lume s-a transformat și modul în care acei oameni veniți de acolo au contat foarte mult în ceea ce a însemnat devenirea unui stat. Dacă ar fi de pildă, nu știu, să luăm ca punct de plecare 1918, România, presupun că era o țară preponderent rurală. Da, din perspectivă istorică, dacă privim lucrurile, sigur constatăm și până foarte aproape de noi și chiar în zilele noastre se vede, dacă ne uităm pe harta Europei, că România, dar și țările din Balcani și chiar din Europa Centrală, mă gândesc aici mai degrabă la Polonia, la Ungaria, ca să nu mergem mai la răsărit spre Ucraina, este clar că civilizația rurală a fost predominantă și în momentul de față este, fără să fie predominantă, este totuși consistentă. Spre deosebire de societățile occidentale unde s-a produs, să spunem așa, de-a lungul timpului, începând cu Revoluția Industrială în secolul XIX și apoi în tot secolul XX, s-a produs o urbanizare a ruralului. La noi lucrurile, în ciuda faptului că satul a fost obligat să suporte tot felul de experimente, satul, lumea rurală a rămas o formă de habitat încă consistentă, chiar dacă nu dominantă. Oricum, cred că România este printre țările Uniunii Europene care are cel mai mare număr de populație care locuiește în rural. Sigur, continuă și astăzi. Nu tot se ocupă cu activități specifice ruralului, dar este limpede că încă o bună parte din populația României trăiește în rural. Ori, din acest punct de vedere, sigur, nu, aici avem, din acest punct de vedere, satul a fost un element de civilizație care a influențat, a dat și patina sau nota civilizației românești, nu? Din fericire pentru noi, cred că suntem țara care are cel mai frumos muzeu etnografic în capitală, nu? Tot în capitală are Muzeul Țăranului Român, deci satul, țăranul, ca să nu luăm apoi marile opere ale literaturii și citez aici doi ardeleni, e vorba de Lucian Blaga cu Veșnicia care s-a născut la sat și cu Liviu Rebreanu care a dedicat de fapt o operă întreagă și marile lui romane acestei lumi rurale, transilvane, ardelene, cum vrem să-i spunem, care fără îndoială că și-au pus amprenta pe evoluția istorică românească în ciuda faptului că, sigur, multă vreme s-a constatat această dihotomie, acest vag conflict între civilizația urbană și civilizația rurală. Deși, ca să-l parafrazăm sau nu să-l parafrazăm, poate să nuanțăm zicerea lui Blaga, deși multă lume când aude acest citat consideră că satul este înghețat și că acolo el a rămas cumva în timp istoric, lucrurile nu stau așa. Și satul contemporan din țara noastră, civilizația rurală este
bombardată de și este supusă provocărilor globalizării, să zic așa. Sigur că... Adică sunt transformări cât se poate de evidente. Sunt transformări evidente, fără îndoială, dar nu numai atât. Sigur, din păcate, putem spune că satul românesc este astăzi în criză. De fapt, sigur, dacă vrem să extrapolăm, și orașele sunt în criză și toată lumea în criză, dar acum să vedem cam ce culoare sau cum arată, cum se colorează criza lumii rurale și sigur se vede. Nu? Dacă ne uităm aici în proximitatea noastră la satele din Munții Apuseni, este clar că se vede peste tot un proces de migrare, un proces de aproape desertificare, i-am spune, în sensul că populația din anumite sate scade, chiar scade simțitor, lumea migrând nu neapărat în orașe sau în banlieu orașelor, să spunem așa, Floreștiul e un exemplu, nu cea mai mare comună rurală, că nu vrea să devină urbană, ea este urbană, în fapt, dar... Nu? Și care face figură de un soi de anexă a Clujului, cum ar veni. Așa, ca o informație de dată recentă, chiar autoritățile din Florești recunosc că, neoficial, acolo ar trăi 60.000 de locuitori. 60.000 un mare municipiu din România. Da, bineînțeles, pentru că numai statutul pe hârtie, să zicem așa, și am înțeles că îi oferă încă niște avantaje, în sensul niște taxe și oferă avantaje pentru a nu se transforma într-o comună urbană, ca să spun așa, într-un oraș, numai că faptul că el este lipit de Cluj, de fapt, îl confundă cu marea conurbație care începe să se contureze a fi Clujul. Da, domnule profesor, apropo de momentul în care, iată, se întâmplă unirea de la 1918, nu știu, se simte o dinamică în civilizația și în civilizarea, până la urmă, a lumii arhaice românești, sunt... Acum, iată... sigur, să știți că satele din România anului 1918 semănau cu satele din țările din jurul nostru, adică din Europa Centrală, în Europa Balcanică, în Europa de Sud-Est, sigur, o civilizație tradițională în care cea mai mare parte a populației, sigur, se ocupa cu activități specific rurale, adică creșterea animalelor, agricultură, diverse forme de agricultură și așa mai departe. Sigur că astăzi nu mai este cazul la 100 de ani de la unire. Este limpede că avem și comunități rurale în care există industrii casnice, există tot felul de întreprinderi care se instalează acolo, fie că comunitatea respectivă este bine plasată la o intersecție de căi rutiere sau de căi ferate și așa mai departe. Și este clar că viața satului contemporan este mult mai dinamică. De aici, apropo de zona de, hai să-i spunem, intelectualitate sătească, cât de mult, nu știu, s-au transformat lucrurile astea, și vă întreb, pentru că dumneavoastră ați oferit două exemple de autori, de mari oameni ai culturii românești din Transilvania, Lucian Blaga din Alba, da? Și sigur Liviu Rebreanu din Năsăud, care, iată, vorbesc despre lumea satului. Mă gândesc și dau astăzi exemplu, sper să nu greșesc, că Marin Preda e dintr-un județ astăzi foarte controversat, foarte la modă. Și Marin Preda vorbește despre lumea interbelică și mai ales și sub impactul apoi a noului regim care vine, și sub impactul noului regim. Dar îl găsim pe Ilie Moromete în Poiana lui Iocan, da. Adică exista până la urmă chiar o intelectualitate, hai să-i spunem, neinstruită sau... Nu, fără îndoială că populația consistentă a satului din România interbelică avea destul de grave dificultăți de alfabetizare, să spunem așa, însă vreau să vă spun că provinciile care au venit la regatul României în 1918, să știți, cele care s-au unit cu România erau mai alfabetizate decât regatul. Adică Transilvania și Bucovina? Deci, Bucovina era cea mai alfabetizată. Avea cam 55% populație alfabetizată. Asta însemna și rural destul de mulți. Și sigur că existau fruntașii satelor, exista în lumea. Pentru că, vedeți, noi ăștia modernii suferim de acest complex de metropolă și periferie.
lumea aceea rurală era egală și suficientă pentru anumiți oameni, fie ei și cu o brumă de cultură intelectuală și cu o brumă de carte mai consistentă. Adică aveam în lumea respectivă, aveam, sigur, preotul juca atât rolul pe care îl cerea jobul, adică de om religios, de om al bisericii, dar în egală măsură era și un soi de îndrumător civic, dacă vreți, de îndrumător spiritual și moral. Apoi, sigur, erau dascălul, era notarul, era secretarul Consiliului Popular, așa mai departe. Deci era o lume, profesorii, nu mulți, dar existau peste tot, totuși cu o bună condiție intelectuală. Adică învățătorii de altă dată, să știți, învățătorii chiar a României de dinainte de unire, au fost cei care au luptat în primele rânduri, în primul război mondial, pentru că ei au fost ofițerii gradele inferioare, sublocotenenți, locotenenți, care își conduceau plutoanele și companiile în prima linie. Și datorăm, din punct de vedere, acestor tineri, totuși bine școliți în școlile acelea normale, care pe vremuri își făceau dascăl de bună calitate, și cu o cultură generală, dar și cu meseria efectivă de dascăl în sensul bun, pozitiv al cuvântului. Când mă întreb de intelectualitate și de oameni care... Mă gândesc aici la Camil Petrescu. El spunea că intelectual nu este cel care termină niște studii, ci cel care își problematizează existența. Și apropo de problematizarea existenței, pentru că aici a fost o discuție destul de largă, acea lume rurală a momentului 1918 avea conștiință națională? Avea această problematizare? Fără îndoială că da. Să știți, chiar și lumea basarabeană, care a fost cea mai asuprită, să spunem, din punct de vedere al ideii naționale, pentru că stăpânirea rusească, vă dați seama, le-a interzis să aibă slujba ortodoxă în limba română, aveau în limba rusă, le-a interzis să aibă școală românească și, în ciuda acestui fapt, ei aveau, pentru că în cotidian vorbeau limba română, moldovenească, putem să-i spunem cum, dar era clar că era limba română, și aveau sentimentul apartenenței și a identității naționale, și, ca să nu mai spun de cei din Bucovina sau de cei din Transilvania, care se antrenaseră o jumătate de secol, de la Revoluția de la 1848, chiar mai mult, 7 decenii, până la unire, exact în sensul ăsta, pentru că aș lua un singur exemplu. În Transilvania avem ASTRA, avem Asociația pentru Cultura și Literatura Poporului Român din Transilvania, care a fost înființată prin eforturile intelectualității române din Ardeal, conduse de Șaguna, care a obținut, după vreo câțiva ani, a obținut aprobarea statutelor și care își propunea, de fapt, ce? Să ridice nivelul cultural. Asta a făcut ca între elita, chiar urbană, pe care o avea națiunea română din Transilvania, nu mai spun de elită rurală sau în acest spațiu dintre urban și rural, nu, târgurile, da, târguri care aveau și un cote urban și un cote rural, să spun așa, exista o lume românească care a fost interfața dintre cultura înaltă și disiparea ei, propagarea ei în mediile... asta explică de ce la Alba Iulia se duc 100.000 de oameni. Sigur, cu mandat trebuiau să meargă 1228, dar faptul că s-au dus acolo atâta lume, care cu trenul, care în căruțe, care pe jos, demonstrează că oamenii ăștia așteptau ceva de acolo și era clar că foarte democratic. Că aveau, a fost și democratic în sensul că pentru prima dată și pentru o lungă perioadă de timp urmă situația asta lipsește, la Alba Iulia au avut plenipotență vreo 42 de doamne, de femei. Deci pentru că ele au fost, după părerea mea, exercițiul acela făcut într-un timp foarte scurt, de vreo 2 săptămâni, de când s-a hotărât convocarea adunării naționale de la Alba Iulia și apoi organizarea la nivel local a delegațiilor cu credențional, cu plenipotență, care aveau dreptul să voteze, s-a făcut niciodată, să spunem, cifra de reprezentare n-a fost atât de mică distanța între... De exemplu, după socotelele care eu le-am făcut la un moment dat, lucrând la un studiu care să vadă caracterul totuși plebiscitar al acestei desemnări, cam un delegat la vreo 700 de oameni. Spunem astăzi
câți români desemnează un deputat sau un senator în Parlamentul României? Câteva zeci de mii, să zic așa, da. Nu? Ori, deci era o reprezentare pentru că foarte direct, lumea noastră vrea să facă demonstrația că, de fapt, este o opțiune dorită de întreaga națiune și, dacă facem și o analiză sociologică, să spunem, a reprezentării, o să vedem că toate categoriile intelectuale și sociale ale românimii din Ungaria și Transilvania, cum se zicea atunci, sunt reprezentate. Avem și farmaciști, avem și profesori, avem și medici, mai puțin, dar avem, nu mai spun, avem agricultori de frunte, avem comercianți, avem directori de bancă sau banchiere, avem toate categoriile, ca să nu mai spun de oamenii bisericii, celor două biserici naționale, ortodoxă și greco-catolică și așa mai departe. Deci a fost și, sigur, foarte mult multă lume venea din mediul rural, apropo de asta. Însă era acea lume rurală românească cu o brumă mai mare sau mai mică de știință de carte, dar cu o conștiință clară a identității naționale și inclusiv... De ce? Pentru că, vedeți, și eu mi-am tot pus întrebarea, totuși, ce i-a hotărât să facă lucrul ăsta? Acum, dacă aruncăm o privire înapoi în durata lungă, să spunem, pe vreo două secole, ce vedem? Că între cele două națiuni, națiunea maghiară și națiunea română, care au fost obligate de istorie să conviețuiască amestecate, este clar că s-au construit două discursuri naționale diferite. Discursul național maghiar era construit pe valori aristocratice, pe cum discursul național al românilor era pe valori populare, pe valori un pic rurale, dar nu ruralul ăla de jos de tot, ci totuși un rural mai sofisticat, mai intelectualizat în sensul ăsta. Și nu degeaba. Și apoi avem două mari confruntări în secolul XVIII, avem Răscoala lui Horea, care a pus cele două națiuni într-o situație de-a dreptul violentă. Și apoi avem 1848-49, Revoluția așa, uneori o confundăm, și Războiul Civil, în care din nou se ajunge la confruntări sângeroase. Domnule profesor, trebuie să facem o foarte scurtă pauză și revenim în câteva momente. Da, am revenit la povestea noastră, o poveste despre istoria noastră de, hai să spunem, din ultimii 100 și puțin de ani, alături de profesorul Toader Nicoară, rectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și totodată fost prorector al Universității Babeș-Bolyai și încă profesor la Universitatea din Cluj. Domnule profesor, apropo de faptul că, iată, vorbeați de cele două dimensiuni, de un discurs bazat pe niște principii aristocratice, iar cel bazat pe niște principii țărănești, populare, consistente, cum vi se pare că, nu știu, a fost diferența asta între provinciile care s-au unit la 1918 și cum, care era șansa de pildă pentru niște tineri dintr-o lume a satului să ajungă în zona elitară? Acum eu vă întreb cât se poate de profan în sensul de a vă provoca. Mă gândesc la elita politică a României din Belle Époque și, sigur, îmi fac mea culpa, în afară de Tache Ionescu, nu regăsesc niciun alt băiețaș. Erau copii de boieri. Erau copii de boieri. Erau un copil de negustor. A ajuns acolo un negustor înstărit. Desigur. Pe când, sigur, este clar, dacă facem o analiză comparativă a ce era în Vechiul Regat și ce era în Transilvania, era limpede că aici elita transilvană era de extracție rurală, în sensul că, însă și aici... Să știți, în Transilvania acelei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, idealul unui tânăr de la țară, dacă era cât de cât dintr-o familie cu o bună stare, fără să fie bogat, era să devină fie preot, fie dascăl.
Astea erau idealurile tinerilor români, să zic așa. Din Transilvania. Din Transilvania, pentru că asta era, dacă vreți, suma la care se putea ajunge, la care putea aspira, să spunem, un tânăr dotat intelectual, dar nu cu foarte multă dare de mână de acasă, pentru că însemna nu să-l fie trimis și susținut de către familie la școli înalte, cum se spunea, adică cazul lui Titus Herdele, la liceele de la Năsău, de la Blaj, de la Beiuș sau din altă parte, nu, unde erau licee românești consistente. Și apoi, sigur, ori veneai la Universitatea din Cluj, care n-a fost prea prietenoasă cu românii, pentru că din 72 s-a inventat Universitatea Francis Iosif cu predare în limba maghiară și unde exista o catedră de română, dar cu un număr destul de puțin de studenți români, fie mergeau la Universitatea din Pesta, unde era un număr consistent și unde era o mișcare culturală românească foarte interesantă și restituită în parte, dar ar merita probabil chiar mai consistent restituită. Uităm, acolo este Luceafărul, nu, revista, acolo se afirmă Goga, nu? Acolo se afirmă noua generație de intelectuali care apoi vor face unirea și vor ajunge mari intelectuali și oameni politici în România întregită. Adică aici dăm un plus pentru, nu știu, pentru provinciile care s-au unit. Sau se duceau ca să evite, să spunem, cei mai naționaliști, să le zicem așa, să evite contactul cu cultura maghiară înaltă, se duceau la Graz sau la Viena, în universitățile și mai târziu apoi la Cernăuț, unde a fost iar o universitate germano-română, pentru că acolo exista din nou o elită românească. La un moment dat, pe finalul războiului, Sextil Pușcariu, viitorul rector al Universității Românești din Cluj, este decanul Facultății de Litere de la Universitatea din Cernăuți și unde exista acolo, limba română acolo se dezvolta în naturalitatea ei, spre deosebire de Universitatea din Cluj, unde lucrurile nu erau atât de deschise pentru români. Și din acest punct de vedere, deci avem, ăsta este idealul tinerilor noștri. Sigur că dacă ne uităm și la principalii corifei ai Unirii, nu să luăm pe George Pop de Băsești. Sigur, lumea noastră știe mai puțin un lucru, și anume că George Pop de Băsești era cel mai mare latifundiar român din Transilvania de vest și Ungaria de nord-est. De exemplu, în județele Sălaj actuale, Sălaj, Bihor, Sătmar, Mureș și Sobolci, Sotmar, de dincolo de actuala frontieră, avea peste 300 de hectare de pământuri și asta i-a permis, fiind un mare proprietar, să aibă resurse să facă o viață politică românească pe banii lui, dar neîngrădit de puterea politică care putea să controleze finanțarea unui director de liceu, să spunem, da, care și el ar fi vrut să facă politică mare, dar nu putea să facă politică națională, pentru că depindea de banii de finanțarea de la stat. Și din acest punct de vedere, apoi ne uităm la Alexandru Vaida Voivod, sigur, student la medicină, medic, dar important om politic, nu, și gânditor politic, care a avut un rol în evenimentele Unirii și cu declarația de la Oradea și cu declarația lui în Parlamentul de la Pesta și apoi, în sfârșit, în România interbelică. Și el, tatălui, era totuși un proprietar mediu, spre mare, înstărit, adică nu, și lumea română, știți de unde vine, și aici venim din nou la țară și la reformele lumii rurale. După 1848, austriecii au instalat, ca să-i pedepsească pe cei răzvrătiți împotriva împărăției și puțin să-i ajute pe cei care au luptat de partea imperialilor recte, românii, să zicem așa, au făcut, se vorbește mai puțin, prin două patente, o reformă agrară care a avut rezultate consistente și pentru românii din Transilvania și Ungaria. În sensul că prin o patentă din 53 și 54 s-a făcut o reformă agrară prin care marile latifundii ale conților și baronilor au fost în parte dislocate și pământurile urbariale, care erau pământurile fiscului, ale statului, au fost împărțite, inclusiv egal îndreptățire, adică și românilor, și maghiarilor, și sașilor, și șfabilor, și așa mai departe, ceea ce a condus ca în perioada de până la primul război mondial, chiar și lumea românească din Ardeal,
lumea de la țară să prindă puțin cheagă, adică să avem de-a face cu o proprietate mică sănătoasă și cu o proprietate mijlocie chiar mai sănătoasă și chiar în unele situații cu o mare proprietate. Acum, dacă le-ați spune, de pildă, în oglindă, condiția, de pildă, a țăranilor din Transilvania, din Bucovina, cu cea din Vechiul Regat. Nu știu, cum ar arăta? Sigur, aici iese mai emancipată condiția celor din fosta Austro-Ungarie. De ce? Pentru că aici reformele astea făcute mai devreme au reușit pe parcursul acelor 70 de ani până la unire să verifice două generații și jumătate, aproape trei generații, de buni administratori ai agriculturii, de buni agricultori, să spunem așa, pentru că în zona asta ce vedem? Că inclusiv pe aceste proprietăți românești se foloseau instrumente de lucratul pământului aduse din Germania, rezultat al revoluției industriale, adică pluguri consistente, grape, mașini de semănat, în sfârșit instrumente care să crească randamentul, apoi asolamentul trienal, tot felul de tehnici de cultură care să facă din pământul ăsta nu foarte bogat, decât în lungile marilor râuri, totuși un pământ cât de cât productiv. Și asta pe fundalul în care în toată Europa se întrevede în această perioadă o dezvoltare, adică revoluția industrială are deja impact în lumea rurală. În dar, dezvoltarea profesor, agriculturii. Istoria, istoriografia românească recuperează, să spun, nu știu, aceste elemente de nuanță. Sigur că în momentul de față lucrurile sunt cunoscute și discutăm. Eu discut cu studenții despre lucrurile astea. În general, adică ar fi să ne furăm căciula dacă am încercat să ne strecurăm. Evidențele sunt evidențe. Pe de altă parte, aș compara cu reforma lui Cuza. Sigur, reforma lui Cuza a fost salutară, a fost importantă. Sigur, el a făcut-o cumva împotriva voinței. De ce? Pentru că, vedeți, lumea noastră modernă, după 1848 și chiar la 48, dar după, a fost obligată să pună în practică ce era în programele de la 48, dar aceiași oameni însă după, în alte circunstanțe. Ori în momentul în care tu ai proclamat proprietatea sacră și inviolabilă, era greu să disloci prin naționalizare proprietatea marelui proprietar. Și atunci, asigur că Cuza a apelat la un subterfugiu. A luat pământurile care, ale mănăstirilor închinate, care oricum erau exploatate nu în favoarea românilor, ci în favoarea grecilor sau a călugărilor de la Muntele Atos, de la Muntele Sinai, de la Țara Sfântă și așa mai departe. Oricum, era o cantitate mare de pământuri care exploatate, veniturile aduse de ele se scurgeau în afara țării. Și atunci asta a fost soluția salvatoare. Și sigur, reforma lui Cuza adică propune soluții, dar nu rezolvă toată problema, fapt care, ceea ce nu se întâmplă în Ardeal sau în Bucovina, găsim la 1888 o mare răscoală și apoi la 1907 este din nou, deși și asta trebuie luată cu nuanțe, pentru că acolo a fost vorba și de o propagandă a socialiștilor lăsate, era narodnicismul rusesc care începuse să influențeze și așa mai departe. În 1905, cred că se întâmplă. În 1905 se întâmplă revoluția aceea care a avortat, dar totuși care a bulversat opinia lumii din jur. Și apoi în 1907 la noi se întâmplă asta. Dar asta ce demonstrează? Că încă în lumea regatului exista la țară o populație destul de consistentă, fără pământ sau cu pământ, care nu-i asigura subzistența. Ceea ce e evident că conducea la o viață destul de dură. Adică o diferență majoră față de dincoace. Și asta explică ce? Explică dacă vedem că reforma agrară făcută ca lumea, apoi, sigur, după unire se face marea reformă agrară consistentă care naționalizează o cantitate imensă de suprafață agricolă, păduri, pășuni, în sfârșit pământ arabil și vedeți, din nefericire, dacă socotim diferența de la 1923-24 când se implementează reforma agrară. Sigur, în toată România, numai că, sigur, în sud se dislocă mai mult și în Ardeal se dislocă, dar nu neapărat mari proprietăți românești și mari proprietăți ale câtorva familii de conți și de baroni maghiari. Se ajunge să ai doar, nu, până în 40, din 1918 până în 48 avem 3 decenii, da, 30 de ani. Sigur,
ajunge să se construiască la țară o clasă de proprietari. Știți cine sunt ăștia? Ăștia sunt chiaburii care vor rezista la cooperativizare și la comunism. Pentru că o lume rurală, sănătoasă, care a început să vadă că îi funcționează exploatația mică sau medie pe care o are și care îi permite să trăiască și să trăiască, să-și trimită copilul la școală, unii dintre ei, din fericire, pentru România de atunci, în familie românești se nășteau mulți copii. Așa, 8, 10, 12, chiar mai mulți în anumite zone, ați luat exemplu. Acum e o problemă pentru întreaga Europa. Acum e o mare problemă demografică și este clar că ați văzut, ați dat exemplu Moromeții și acolo câțiva dintre copii sunt trimiși să facă carieră intelectuală la oraș și așa mai departe. În Ardeal se întâmplă același lucru, dar această lume bună a satului, de proprietari verificați, pentru că să fim serioși, toată lumea a primit pământ în urma reformei, dar unii au știut să-l guverneze și să-l crească, alții l-au vândut sau în sfârșit, sau n-au fost buni, nu s-au priceput să organizeze bine exploatația respectivă. Și de fapt, asta a permis, să zic așa, să se rodeze bunii meseriași în agricultură și de aici s-a creat o clasă pe care comuniștii au numit-o chiaburime și dacă depășeai mai mult de 10 oi și 2 cârlani, erai trecut la lista chiabur și erai dislocat. Sigur, mulți dintre ei au refuzat. Pentru că vă dați seama, după ce idealul lor de viață, câteva generații din familie au luptat să aibă pământ în rând cu lumea, să vină cineva să spună, păi îl pui în comun și numai al tău. Ori vă dați seama că oamenii, dacă idealul lor de viață, imaginarul lor era animat de cum să ai mai mult pământ și mai multe vite de muncă ca să poți să prosperi, vin băieții din capul satului care n-aveau poartă la curte să spună că trebuie să-l pui în comun și numai al tău. Domnule profesor, aș vrea să ajungem la acest moment în care, iată, se întâmplă lucrurile astea în România după instaurarea noului regim, dar într-un minut până la pauză v-aș întreba apropo, pentru că e tot un soi de provocare. L-ați amintit pe Alexandru Vaida Voivod. De pildă, el joacă, nu știm exact, acum dumneavoastră ca specialiști faceți analiza, dar este cel puțin din punct de vedere formal într-un moment cheie al istoriei noastre în fruntea statului. De ce imaginea lui, nu știu, e la și alții? După părerea mea, cel puțin pentru istorici, nu uit, spre exemplu, chiar aici pentru la opinia publică largă. Pentru opinia publică largă, pentru că, sigur, dacă vreți, a fost, ca să zic așa, reprezentantul burghez o moșierimii, fals. De fapt, a fost un reprezentant unei elite românești cu un savoir-faire serios, pentru că el a fost influențat în gândirea lui politică de către Aurel C. Popovici, care era în jurul arhiducelui Francis Ferdinand în cercul de la Belvedere și care a lăsat acea soluție, Statele Unite ale Austriei Mari, adică problema federalizării Imperiului Austro-Ungar ca o soluție, fără să știe că va veni primul război mondial. Este clar că în condițiile războiului toată gândirea politică a românilor din Alta Transilvania se metamorfozează și se radicalizează și în final soluția este unirea cu România. Adică noi suntem partea națiunii române, locul nostru este la regatul României. Asta au gândit toți, iar Vaida a fost cel care a avut rolul esențial în câteva momente importante. Deci, să știți că s-au publicat în ultima vreme, chiar profesorul Liviu Maior, tot de la catedra noastră, dar pensionat, a scos în recent o bună monografie despre Alexandru Vaida Voivod. De asemenea, a apărut un volum colectiv în anul trecut și cred că este un personaj care cu adevărat, adică a fost omul momentului, om alături de Maniu, au fost și de mulți el alții. Este cel care rostește acel discurs în, dacă nu mă înșel. Deci vă dați seama ce curaj trebuie să ai să te duci în Parlamentul de la Pesta și să vorbești în fața reprezentanților națiunii maghiare că națiunea română din Ungaria își ia soarta în propriile mâini și nu mai vrea să vorbească nimeni altcineva decât reprezentanții acestei națiuni despre soarta ei viitoare. Domnule profesor, trebuie să facem încă o pauză și revenim la povestea noastră în câteva momente.
Da, suntem la România te privește și până la urmă învățăm din trecut, învățăm din istorie și învățăm din această lume absolut specială pe care a reprezentat-o satul românesc. Mă mai gândesc doar așa, domnule profesor, și mi-aduc aminte că în emisiunea în România te privește, emisiunea specială de 1 decembrie, cred că v-am și adresat întrebarea asta, ce facem cu acei țărani români, de pildă, care au luptat pe alte fronturi, pentru că în perioada 1914-1918 ei erau dislocați. Ce facem cu acei soldați sau cu țărani români din 40-44 care luptau în altă parte. Adică și pentru ei trebuie să le recuperăm acum, memoria. Acum, vedeți că există cu privire la trecut diferite memorii. Există memoria patrioților și memoria celor care s-au aflat uneori împotriva voinței lor pe altă baricadă a istoriei, să zicem așa. Dar este limpede. Nu, vă dați seama, în momentul când a început primul război mondial și când toți cetățenii Marelui Imperiu au fost chemați la mobilizare, evident că exista în mentalul românesc din Austro-Ungaria ideea cu bunul împărat, adică a funcționat această mitologie a bunului împărat. Pentru că, de ce? Lumea noastră, ca să poată să ducă mai departe, fără să știe cum se încheie lucrurile, trebuia să aibă totuși o gură de oxigen, să aibă o speranță că există cineva care va avea grijă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat și de propria lor soartă. Și din acest punct de vedere, să știți că a existat în tot Imperiu un entuziasm de nedescris după atentatul de la Sarajevo, în sensul că și românii și alții s-au dus cu bună voință, crezând că războiul scurt și că, domnule, noi le tragem o lecție sârbilor care, uite, ne-au omorât pe drăguțul de moștenitor care vrea să ne îmbunătățească soarta, că asta era ideea, asta era imaginea. Același entuziasm n-a fost împărțit în tot Imperiul. Nu, maghiarii, de exemplu, nu mureau de dragul lui Franz Ferdinand. De ce? Pentru că Franz Ferdinand avea proiectul, după care, în momentul în care murea bătrânul împărat și el ar fi devenit împărat efectiv, împreună cu șeful marelui stat major, avea ideea și cu cercul zis de la Belvedere de a federaliza Imperiul și de a organiza într-o formulă federalistă exact ideile lui Aurel C. Popovici. Și aici, sigur, lumea românească a spus, domnule, într-o asemenea soluție am putea și noi respira, pentru că ne-am păstrat nu numai drepturile și libertățile individuale, dar inclusiv identitatea națională. Pentru că asta era ideea de stat modern maghiar. Vă dăm toate drepturile individuale, dar renunțați la identitatea națională, ceea ce nicio națiune din lumea asta, mare sau mică, nu era dispusă să accepte de bunăvoie. Și de aici această mare neînțelegere între această idee de slovaci sau români sau sârbi, componența națiunii politice maghiare, și indivizii din aceste națiuni care, sigur, altcumva s-ar fi putut manifesta, dar ca indivizi, nu ca entitate, ca și entitate națională. Vorbeați, iată, foarte, dacă stau să mă gândesc că noi am trecut, sau anul ăsta împlinim 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89, mă gândesc că nici nu știu când au trecut. Perioada interbelică a fost totuși un timp foarte scurt. Păi tot atât, 30 de ani, de fapt. Dacă o luăm de la 18 la 48, când se interează Republica Populară Română, sunt exact 3 decenii. Și totuși câte lucruri s-au întâmplat în deceniile alea și câtă energie s-a cheltuit, uneori cu folos, alteori mai fără folos. Pentru că vine momentul 48, vine 6 martie. Da. Ce se schimbă în esența până la urmă acestei lumi? Se schimbă o lume total. După părerea mea, este cea mai mare dislocare. Adică niciun eveniment istoric de dinainte n-a provocat atâtea dislocări cum a provocat instalarea comunismului, pentru că comuniștii veneau după modelul rusesc, după modelul sovietic, cu ideea asta de revoluție totală, după modelul revoluției franceze, în perioada ei cea mai radicală a dictaturii iacobine. Adică să facem tabula rasa despre trecut, să curățăm tot și să reconstruim o lume nouă pe iarbă verde după ideile pe care le avem noi în cap. Asta la ce a condus? Asta a condus că a zdruncinat din temelii societatea, pentru că, de fapt, știți ce se întâmplă din perspectiva, să zicem așa, a resursei umane, deși termenul nu-mi place și nu-i foarte adecvat, dar n-am altul la îndemână acum. În fapt, știți ce s-a întâmplat? Noul regim a luat marginile și le-a pus în centru. Și centru
s-a dus în margini sau la pușcării, s-au disipat peste tot. Iar ruralul, de fapt, a suportat o dislocare extraordinară, nu? După ce, totuși, generații de-a rândul, lumea a avut proprietatea privată, a fost la ea acasă, mai mare sau mai mică, mai bine gospodărită sau mai puțin bine gospodărită, vine un regim care spune, nu, ne reamenajăm, ne reorganizăm și nu mai aveți nimic decât, nu mai ai instrumente, atelaje, cai. Eu știu ce plângeau vecinii mei că trebuia să predea cai la colectiv. A fost o dramă extraordinară. Plus că caii ei au fost sacrificați în bună măsură și a mai făcut ceva, de fapt, apoi. Sigur, asta a fost începutul. Sigur, s-au chinuit mai mult de un deceniu, că în 61 nu au spus că socialismul a biruit de plin și definitiv la orașe și sate. Fals, că încă mai existau zone care, și rezistenți care nu vreau să se înscrie în GAS-uri sau în CAP-uri sau cum le zicea atunci. Și, însă vedeți comunismul ca viziune despre lucruri a venit cu o propagandă apetisantă în teorie. În realitate, efectul a fost pervers. Pentru că ce a vrut să facă, de fapt, comunismul? A vrut să urbanizeze ruralul și știți la ce a ajuns? A ruralizat urban. Nu știu dacă nu vă aduceți aminte în cartierele noastre din Cluj, cum în fața blocurilor erau straturi de ceapă și de tot felul de minunății într-o vreme, nu? Deci și-a propus... Într-o bună perioadă până după 90. Deci ca idee asta era, domnule, să emancipăm și lumea rurală. Sigur, lumea rurală nu trăia ideal, nu trăia în cele mai bune condiții, dar uneori le erau suficiente la cei mai mulți dintre ei. Sigur, dacă ne uităm astăzi, sărăcie există peste tot, există în marile țări, există în marile orașe ale lumii, cât or fi țările lor de bogate, sigur, PIB-ul pe cap de locuitor e o medie, dar unii au foarte mult și alții n-au deloc. Ori din acest punct de vedere, situația lumii noastre rurale era mai omogenă. Sigur că erau și săraci, oameni care nu știau să gospodărească. Uneori situația le era imputabilă lor, alteori sigur că putem să o imputăm, inclusiv contextului social și că mai erau o paranteză, domn profesor, lucruri de făcut. Vorbeați de această ruralizare a urbanului. Mă gândesc totuși ce nod puternic le-a creat acelor lideri politici ai României, Clujul, pentru că n-au adus aici o industrie specializată. Au adus o industrie de utilaj greu pe care au plasat-o într-un oraș eminamente cultural. Și unde e acum? Vedeți? Da. Vedeți, acum au reușit să reindustrializeze orașe care au fost multă vreme lăsate la... Uitați-vă, Zalău a reindustrializat bine, Bistrița a reindustrializat bine, Clujul, dacă n-ar avea universitățile multe câte le are și IT-urile și astea, servicii medicale, nu știu dacă are industrii consistente în afară de lucruri din astea. A fost probabil așa o palmă dată de un regim, unui mod de cultură sau de viață care nu cadra în tablou. Sigur că au existat și înainte vreme și totuși nu erau vagoanele, erau chestiile astea care deserveau CFR-ul așa mai departe, dar cred că și asta a fost. Adică ideea era un soi de omogenizare, adică să nu fie un oraș prea elitist, prea un oraș al elitei și atunci hai să-l populăm și cu proletariat ca nu cumva să nu putem controla cum ar veni elita. Acum, ca să elita. Nu mă înțeleagă greșit unii care ne privesc, că, nu știu, fac aici o pledoarie exagerată pentru Cluj, pentru că are Clujul păcatele lui după 90, destul de mari. Poate generate din... Bun, în epoca respectivă, situația era în felul următor, adică totul era planificat și sigur că autoritățile locale depinde de să fie avut câțiva oameni curajoși care să vrea să introducă o anumită industrie, dar nu conta prea mult, pentru că totul venea planificat de sus și vrând nevrând trebuia... Sigur, Clujul avea un mare potențial în sensul că era atrăgea și atunci, dar știți foarte bine ce greu să intra cu buletin de oraș, ce complicate lucruri, la ce subterfugii apela lumea noastră pentru a reuși să se instaleze și să aibă o adresă în oraș. Dacă e să faceți, nu știu, o medie sau dacă ar fi acum să faceți o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în acești 100 și câteva luni de la momentul României, așa cum o cunoaștem noi, nu știu, care ar fi de pildă nota în care se află astăzi zona rurală?
țărănimea românească? Deci, după părerea mea, este clar că lumea care încă trăiește la țară, fără îndoială că o duce mult mai bine. Adică astăzi trebuie să admitem, standardele la care am ajuns astăzi sunt pe departe mai ridicate decât performanțele cele mai bune de dinainte, pentru că, vedeți, situația e alta. Așteptările acestei lumi sunt mai ridicate astăzi decât atunci, pentru că trebuie să avem în vedere ceea ce am putea numi cu o expresie pe care a inventat-o un istoric francez, e vorba de Fernand Braudel, limitele posibilului. Adică până, cât îți poți permite în anumite circunstanțe. Ori este clar că în circunstanțele de dinainte era dificil să speri că o să prosperi repede, ci mai degrabă un avans prin acumulări mici, dar din aproape în aproape, plecând. Astăzi e clar că lumea este mult mai dinamică. Cum spuneam la început, multă lume trăiește la țară, dar mulți desfășoară activități care nu mai au multe în comun cu viața de la țară. În plus, ați văzut că lumea rurală e foarte dinamică, nu? Au populat Spania, a populat Anglia, a populat Italia, a populat aproape toată Europa. Compatrioții noștri chiar din rural, pentru că, sigur, rămași după căderea comunismului într-o derută, să zicem așa, au început să se închidă marile combinate din marginile orașelor. Așa, ei au fost primii care au rămas în dificultate și atunci au spus, mai ales generațiile mai tinere, au spus, de ce să nu? Hai să încercăm. Și vedeți că este prima, după părerea mea, după migrația aceea economică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când lumea românească din Ardeal cel mai mult, dar și din Regat, se ducea în America, numai că atunci se ducea cu idealul următor, să muncească acolo în industria de la Chicago, de la Cleveland, din Ohio și așa mai departe, să se întoarcă cu bani să cumpere pământ. Asta era idealul atunci. Acum lumea noastră a văzut că este a doua mare migrație economică, să spunem așa, din istoria noastră. În rest, că au avut același deziderat, dar au ajuns acolo și mulți s-au împământenit în zona respectivă. În sensul că au văzut că deja acolo, inclusiv în rural, sunt condiții de urban. Nu? Vedem Spania, vedem Italia, chiar dacă sudul are și el încă problemele lui, sudul Italiei, zona cea mai... Întotdeauna marginile Italiei mediteranene au fost destul de rămase față de centru și de nordul foarte industrializat. Dar este clar că, vedeți, oamenii se obișnuiesc repede cu binele. De aici vreau să, apropo, pentru că iată ați dus discuția de legat referitor la acest exod pe care l-a cunoscut România în ultima perioadă și la foarte mulți dintre cei care au locuit în sat, pentru că avem sate părăsite, sigur, și biologic, dar pentru că foarte mulți au plecat în afară, avem comunități românești mari. Atât în Italia, cât și în Spania. Și chiar și în Franța și în Anglia. Mă rog, nu atât de consistente ca în celelalte, primele două pe care le-ați amintit. În cele două suntem un soi de colonizatori acolo. S-a mutat satul cu preot cu tot. Exact. Cum vedeți, nu știu, acea România din afara granițelor ei? Rămâne cu, nu știu, cu tradiții, cu obiceiuri? Deci să știți că cu tradiții și cu obiceiuri încă o bună perioadă de timp rămâne. Să zicem, prima generație care s-a despământenit din România, îi aportă cu ei. S-ar putea să și transmită la jumătate din următoarea. Dar e clar că pe termen mediu, românul s-a demonstrat pe comunitățile românești din America. Se adaptează cel mai repede decât altele, în sensul că renunță ușor la... Sigur, păstrează în forul familial, la casă, la biserică, anumite habitudini, anumite obiceiuri specifice, dar în rest se acomodează ușor la... Se integrează foarte bine într-o altă comunitate. Exact, da. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Cu mare bucurie. Și sper că să acceptați și invitațiile viitoare, tocmai în ideea de a aborda și alte subiecte. Da, pentru că realmente satul are încă traume făcute chiar de noi în zilele noastre. Un singur exemplu, și n-aș mai insista, faptul că am făcut în învățământ niște reforme în care am depopulat satele de profesori. Adică de exact ce discutam la un moment dat, de lumea intelectuală care ar fi putut să mai țină puțin și familii tinere în sat, dacă aceștia găseau acolo dascăl, școală bună pentru copiii lor și nu neapărat să vină toți în
în reședința de județ. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine! We'll be right back.